întrebare atunci când Radu Gabrea mi-a propus să vorbesc puțin despre Edward G. Robinson, pentru că întotdeauna îmi place să amintesc că este poate actorul care a izbutit cel mai bine la Hollywood, în țara Hollywood, cum spuneam, că a reușit el așa o secesiune față de celelalte state americane între timp. So I was quite glad when Radu Gabrea invited me to tell a little bit about Edward G. Robinson, because I suppose he's the one who best succeeded in Hollywood, considered by Radu as a special country, as I'm considering also as a special country. So he succeeded to have a sort of ripping the rest of the country from the United States. Dintotdeauna încep cu Edward G. Robinson atunci când încerc să prezint cinematografia românească de la începuturile ei, pentru cei care vin să învețe asta pe repede înainte în România. Și spun că el a fost un personaj, inclusiv un personaj istoric, nu numai pentru că a fost un gangster și pentru că a reprezentat o epocă înfloritoare, culmea, într-o perioadă extrem de dură economică din Statele Unite, ci pentru că, mai ales spre sfârșitul domniei lui Ceaușescu, era foarte des amintit, în special în ziarele americane. So I'm always enjoying to start with Edward G. Robinson, not only because he succeeded so well in his gangster film. Also, these gangsters films were the product of a very difficult period, like the one that we are now, so a crisis period. Because he was also a character, especially during the last year of Ceaușescu's era. I'll explain you immediately why. Și am să vă explic imediat de ce. Especially that now we have in this room, we have more or less another Ceaușescu, so we have even the actor in the latest film of Mr. Gabrea. Mai ales în sală l-avem așa într-un fel pe Ceaușescu, pe actorul care l-a interpretat, domnul Cojocaru, care este printre noi în această dimineață, de care o să aveți așa un fel de mică prezentare a ceea ce se întâmplă în ultimii ani. Especially that we have also some very young people in here, and probably they do not know all this. Mai ales că avem și niște persoane mai tinere care poate că nu știau. That in the American newspaper, say, at a certain moment in the 80s, they compared Ceaușescu with Edward G. Robinson, and more than that, with his character in Little Caesar. În ziarele americane, prin anii 80, îl comparau pe Ceaușescu cu Little Caesar, cu micul Cezar, cu personajul care l-a făcut celebru pe Edward G. Robinson, pentru că era un personaj, pe lângă faptul că era un gangster, era neîndurător, ucidea, mă rog, altfel pentru ucidea Ceaușescu, dar și pentru faptul că era mărunțel, dar foarte energic. So, they made a sort of a comparison between Edward G. Robinson's character in Little Caesar, because he was a gangster, he was killing, of course Ceaușescu was killing in another matter, not like specifically like the gangster, but he was killing even our youth. And because he wasn't very tall, among other things, and therefore Ceaușescu, it seems that he was extremely annoyed by this comparison. Se pare că Ceaușescu era extrem de enervat de comparația asta. And the funny thing is that Edward G. Robinson, he died on the 26th of January, so it was the birthday of Ceaușescu. Culmea este că Edward G. Robinson a murit pe 26 ianuarie, exact de aniversarea lui Ceaușescu, ca să Ceaușescu știm că era extrem de influențabil de tot ce înseamnă date și de tot ce înseamnă tot ce putea să facă vreo legătură cu el, sau mai ales bătrânețea, speria cel mai tare. Especially we know that old age was impressing Ceaușescu extremely. So, for example, at the national television, it was completely out of order to present a film with old people, with seniors, we call them today. De exemplu, la televiziunea română aproape era imposibil să prezinți un film cu persoane în vârstă. Senior, le-am spune acum, tocmai ca să mi se pară o aluzie în mod direct la el. Și înainte de a vă prezenta chiar un fragment din Little Caesar, am să mai spun că pe final, cu puțin înainte să dispară Ceaușescu, prin anii 80, noi tot încercam să
programăm la televiziune Soylent Green, produsul verde, ultimul film în care a jucat Edward G. Robinson. And just before showing you a little bit from Little Caesar, just to show you exactly how things were, I'll tell you that during the last years of the Ceaușescu in the 80s, we tried to program in the Romania on the Romanian television Soylent Green. It's a sci-fi with the end of the world and with the fact that a very old guy, Edward G. Robinson, was supposed to die and even to accept euthanasia. Era un film USF în care Edward G. Robinson era foarte bătrân și chiar accepta la un moment dat să moară eutanasia. Of course, we couldn't show this film to the public. Bineînțeles că publicul n-a apucat să vadă niciodată filmul ăsta, because it was a censorship. And any time we were trying to introduce this film, they said, no, it's much too old. And by the way, he was a Romanian and he left Romania. Și mereu spuneam, nu se poate, nu prea bătrân, moare și în plus a plecat din România. Because we know quite well that we just remember yesterday during our trip from Bucharest in here, chiar ne-am amintit ieri în drumul de la București până aici, with Melania, an excellent editor of Romania, Melania care este un minunat motor din România, how we were supposed to take out all actors trying to leave Romania or even succeeding to leave Romania, so to defect, so to say, așa cum încercam cu toții să facem filmele tăind toți actorii care fugeau de România, care erau numeroși, drept care mare lucru nu se mai înțelegea din filmele respective. Prin urmare, am să vă prezint un prim fragment, o să rog pe Alex să pună la Little Caesar, Reiu, ca să vedem exact cum era, cum apărea pentru prima dată, respectiv în 1931, filmul care avea să-l facă celebru pe Edward G. Robinson, în regia lui Mervyn Roy. I'll tell you a few things about him just before starting his brilliant career in Hollywood. Dar am să vă spun câteva lucruri și despre înainte să fie ajuns cu strălucita lui carieră la Hollywood. He was born in 1893 in Bucharest, so the capital city of Romania. S-a născut la 1893 la București. And when he was 10, their parents they decided to emigrate to the States. It is said that it was a sort of a moment when his brother has a very bad experience in the anti-Semitic moment. Se spune că emigrarea lor a pornit de la faptul că fratele lui a trecut printr-o foarte tristă experiență antisemită la București și care i-a determinat la 10 ani să plece în Statele Unite. So they left Romania, and there he started, first of all, to write. So first of all, it's very interesting to say that his bar mitzvah was already in New York. Deci bar mitzvah și l-a petrecut deja la New York, deci deja a plecat din România. But it's also very important for us to remark the fact that he never forgot Romania. Pe de altă parte, e foarte important pentru noi și ne-a bucurat întotdeauna ideea că nu a uitat niciodată româna, deși a plecat la 10 ani din România, and he lived to be 80, și avea să trăiască 80 de ani. And he spoke 7 languages, vorbea 7 limbi, de altfel. And it seems that his career started, of course, in the theater in there. Cariera lui a început în teatru în America. And that was a very good point, because immediately after the sound was introduced in the movies, și asta a fost foarte practic pentru că după ce a apărut filmul sonor, he was quite prepared to take part, to take important roles, important parts, because he has a very powerful voice in both senses. Pentru că avea o voce foarte puternică în ambele sensuri. It was a voice that was reproduced later on by Azaria, by Frank Azaria, for example, in The Simpsons. Era o voce pe care Frank Azaria, de exemplu, avea să o reproducă mai târziu în Simpsons, pentru că era o voce foarte, foarte specifică. And more than that, the film that I've just told you about, The Soylent Green, was filmed just a few months before he died. And he didn't have the time to make the voice for this film, to have the post-production. De exemplu, pentru filmul Soylent Green, de care vă povesteam,
El n-a mai apucat să facă post-sincronul și i-a imitat cineva perfect vocea. So it was somebody else who made, he impersonated him for this ending part, deci pentru acest rol. În film avea să joace, între altele, cu Charlton Heston, care îi va fi prieten de viață pentru că s-au mai întâlnit și în cele 10 porunci. So, in this film he is going to play together with Charlton Heston. He was a great friend of him. And they worked together first in the Ten Commandments. Și lui Charlton Heston, el i-a mărturisit în timpul filmărilor de la Soylent Green că este foarte bolnav, că are un cancer și mai are de trăit doar câteva luni. And during this film, when he is dying, by the way, he told Charlton Heston that he has already a cancer and he has just a few weeks and months to live. The Academy also named him for an Oscar, for an honorary Oscar, that he was supposed to get after he died, but he knew about it, that's at least it's important. Cei de la Academia Americană de Film l-au propus pentru un Oscar onorific. He was never nominated, n-a fost niciodată nominalizat la un Oscar, that's usually for the very great is happening. Întotdeauna pentru cei cu adevărat foarte mari se întâmplă treaba asta. A fost nominalizat la un Oscar onorific despre care avea să afle cu puțin timp înainte să moară, însă n-a mai apucat să-l ia. I s-a acordat post-mortem. And he was given to his wife of that time, Jane. Și a fost înmânat soției lui, ultimii sale soții, Jane. Vocea lui avea, de-a lungul timpului, să fie, într-adevăr, un icon, să fie o chestie absolut legendară și mult să încerce să o refacă. Voia de altfel și chipul lui, care era un chip total atipic, nu era un frumos, ci, din potrivă, am putea spune că era un urât al Hollywoodului și la propriu și la figura, urât exclusiv ca personaj. So, his voice was always a trademark of him. But also his face. His face was very well known for his ugliness. He wasn't a big beauty, a handsome guy of Hollywood. He was quite ugly, but he has such a personality that nobody could ever forget him. He also he was inspiring also some characters of cartoons, for example, a frog. Între altele, a inspirat și câteva personaje de animație, inclusiv, firește, o broască, o broască râioasă. He was considered not to have... It was said about him that he was ugly, he has a very big mouth, both in real life and on the movie and from his face, and he was talking a lot, and he has no neck. Era caracterizat dintotdeauna că are gura mare și la propriu și la figurat și n-are gât. And he was considered to be the impersonated of a bulldog. Și era considerat care exact fața unui bulldog. As far as we know that we have a famous politician, no, I'm not talking about the Romanian one, but about the British one, având în vedere că avem un politician care era descris tot ca un bulldog, nu mă refer la cel român, ci mă refer la cel britanic, the Prime Minister, the British Prime Minister. Churchill, mă refer la Churchill, la prim-ministru britanic, cred că practic este inclusiv o laudă care îi se aduce. Domnul Gabriel a reușit să vă facă o surpriză în plus, aducând așa de peste ocean un documentar care se numește Public Enemy și în care sunt prezentați mai mulți actori care au fost gangsteri pe mare de ecran și din care am ales câteva fragmente, cele care se referă la Edward G. Robinson și inclusiv câteva interviuri, pentru că el intervine și spune la un moment dat de familia tatălui și al mamei și a pus un Edward în loc de Emmanuel. Probably he considered that Emmanuel was too complicated, probably the people at the studios considered that. Probabil că cei de la studio au considerat că Emmanuel este un nume mult
prea complicat. Le țin în minte, aveau, țineau foarte mult la numele actorilor. Numele actorilor să fie ușor de reținut, să aibă ceva specific și să nu fie caragioase, spre deosebire de România, unde nu mai reușim să scăpăm de asemenea. Și nu există încă regula asta pe care eu o inventaseră din anii 30, dar eu tot mai sper în ea. So they had this idea to have a short name or a name easy to catch. And that's why it became from Emmanuel, it became Edward G. Robinson. And I think it was nice to have Robinson because he was like coming on a new island or something. Mi s-a părut întotdeauna foarte frumos că i-au spus Robinson, că era ca și cum ar fi mers pe o insulă, ca și cum s-ar fi mutat dintr-un loc într-altul. He had the opportunity to play with the most wonderful actresses at Hollywood. A avut și ocazia să joace cu actrițele cele mai grozave de la Hollywood. Starting, of course, with Bette Davis, but he also he played also with Marlene Dietrich, and you are going to see one of the films in here. A jucat cu actrițe importante și minunate. Mai fi Bette Davis, dar și cu Marlene Dietrich și filmul cu ea îl puteți vedea aici. Here in Mediaș, thank you, Mr. Gabriel, he's not here anymore to thank you. Numai aici ca să-i mulțumesc, dar realmente e o mare bucurie să le vezi pe toate abonate, pentru că nici măcar la Cinemateca Română nu sunt toate filmele astea și n-am putut să le vedem ani de zile. He also played in My Good Neighbor Sam. A lucrat și în bunul meu vecin Sam, inclusiv cu Romy Schneider. So he also worked with Romy Schneider in My Good Neighbor Sam. He also worked with one of the most important directors in Hollywood. A jucat și cu cei mai buni regizori de la Hollywood, and he made a film with Orson Welles. A făcut și un film cu și al lui Orson Welles, care se chema The Stranger, pentru că era, să zicem, un pic străin, iarăși se legau foarte mult titlurile filmelor sale de destinul său. More or less the titles of his films are in connection with his destiny, The Stranger being one of them, the one with Orson Welles and made by Orson Welles. Vă spuneam, deci, că a primit un Oscar onorific, întotdeauna întrebarea este, a luat un român vreodată un Oscar? E bine, Edward G. Robinson este deocamdată cel care l-a luat. We had always this, in Romania, it's a real obsession, this one. If any Romanian got an Oscar prize, we could say that Edward G. Robinson got his Oscar, even if it's an honorary Oscar. Dar a fost și prezent la Cannes, căci asta, aici suntem maestri în ultimii ani și mă surprinde că foarte puțin s-a vorbit în ultima vreme, deși au fost toate premii importante, recente și inclusiv pe altor la Cannes și anul ăsta premiul pentru două actrițe de filmul lui Cristian Mungiu. Parcă nimeni n-a amintit faptul că a luat Edward G. Robinson un premiu de interpretare la Cannes, ceea ce deocamdată altui actor român, bărbat, încă nu s-a întâmplat.